Marc, ce face iubirea? Ce face? Se joacă cu mașinuța? Da? Bună, bine ați venit pe canalul meu! M-am pus să fac ceva de mâncare și nu știam ce. Am pus să fac o mămăliguță, cât sunt doar eu cu copiii acasă. Am pus să călesc niște piept de pui și niște ciuperci. După aceea voi adăuga smântâna asta de la La Dorna. Și vreau să fac un fel de ciulama de pui cu ciuperci și cu mămăligă, să văd dacă mi iese. N-am mai făcut până acum așa. De obicei căleam o ceapă cu usturoi, puneam pui, ciuperci și puneam smântână vărsată. Cu smântână de asta gătită, acum încerc pentru prima oară. Și am băgat niște rufe la spălat. Marc se joacă cu mașinuța Selenei. Ieri am primit bani de la mama mea să-i cumpăr pentru ăsta mic o mașinuță și Sally s-a supărat foarte tare că aseară se certau, ea se juca cu mașinuța lui și el nu vrea să-i o dea, plângea, ea i-o lua și i-am spus că de ziua ei va primi o mașinuță la fel, doar că de fetițe. Știu că este puțin cam mică pentru Selena, Selena e mai înaltă și are vârsta de 6 ani, dar să știți că se dă destul de bine pe ea, are un pic în genunchi îndoiți, dar totuși e ok, în casă să se dea amândoi să nu se certe și ăsta e cadoul meu de ziua ei, plus că na, facem petrecerea, tortul și i-am cumpărat accesorii de petrecere și alte cheltuieli ce vom mai avea, că ne-am hotărât la ziua ei să facem pizza, adică să comandăm pizza și să nu mai facem de mâncare ca în alți ani, cum făceam friptură, cu pireu și cu altele. Da, și abia a venit și Sally de la grădiniță, am dus-o de ieri la grădiniță și am vrut să vin să văd unde e mașinuța cealaltă, să vă arăt. Oricum ați văzut un vlog de ieri, care l-am postat. Mi s-a terminat și rufele. Nu e aici. S-a terminat și rufele, trebuie să le iau să le împachetez, să bag altă mașină. Sally! Da, și vreau să vă arăt ce foarte faină e pizza asta lui Selena, ce interesantă este. Haideți să vă arăt mașinuța. Asta e mașinuța lui Marc. Eu am vrut să-i cumpăr culoare albastru, dar nu am găsit și am găsit așa un verde fosforescent. Și am dat 120 de lei pe ea. Are butoane aici și are clanson și aici are multe melodii. Și are și luminițe. Da, are destul de multe melodii și vreau să vă arăt pizza. Așa se pune. Da, e foarte interesantă, îmi place mult. Am dat 20 de lei, dacă o găsiți la Penny, vă recomand. 20 de lei am dat pe ea. Uitați. Și e foarte interesantă. Vine cu accesoriul ăsta. Și cu paleta asta. Cu tava asta și cu toate astea care se prind cu scai, legume, ananas și ce are. Foarte interesantă, îmi place foarte mult și nu regret deloc că i-am cumpărat-o. N-am știut că e atât de faină. Da, și mașinuța cealaltă a lui Marc are altfel de... are butoanele sus. Ia să vin să-mi amestec aici că mi se arde mâncarea. Începe să fie arbă și pentru mămăligă. Marchi, ce face inima? Uitați, lui Marc are butoanele aici sus și a lui Marc face ca... asta e melodie, una... asta e alta. Are vreo 5 sau 6 melodii și are și așa, ca de poliție. Asta e a Selenei, pardon. Da. Ce, te-ai supărat? Nu, inima. Afară este frumos, soare, senin, dar... Uitați pizza. Pizza. Așa. Da. Și o prins cu asta așa, adică. Așa. Așa, da. Dacă ține-o. Arată tu, hai că așa. Să iau să stai smântânica asta pe pun. Și... afară este frumos, doar că bate vântul destul de tare. Mai înainte se mișcau foarte tare copacii, se auzea așa de urât. A anunțat 11 grade, deci dacă ar fi să nu bată vântul, eu am fost plecată cu Marc pe la ora 10.
Și am fost să-mi fac niște analize, am niște probleme de sănătate, eventual o să vă vorbesc mai, poate mai, când aflu exact ce am, ca să știu deocamdată, nici eu nu știu ce am, doar atâta pot să vă spun că am niște probleme de sănătate. Și când am fost afară pe la vreo 10 și ceva dimineața, 9 și ceva, 10 fără, atunci în momentul ăla era, cum se numește, era foarte cald, doar că era vântul ăsta ciudat. În rest era super cald afară și dacă ar fi să nu bată vântul ar fi super fain. Am fost prima oară, mi-am făcut niște analize la Sinevo și fiind neasigurat am dat 160, nu, 150 de lei. Și astăzi am mai făcut niște analize de sânge care am dat 355 de lei, la fel fiind neasigurată, a trebuit să plătesc și chiar dacă ar fi fost să nu, cum se numește, să fiu asigurată, mie analizele îmi trebuia destul de repede și fonduri nu găseam ca să le fac așa de repede. Da, facem niște investigații să vedem ce aș putea avea. Ei au spus că aș putea să am, acum eu o să vă zic la final, când o să aflu exact, urticarie vasculitică, așa se numește, și cum ar veni să am o urticarie în interior. Uitați, dacă am observați aici, știți că v-am mai de mult v-am spus eu că am niște bubițe mici pe corp. De atunci mi s-au extins, am fost la doi dermatologi, am fost la spitalul de boli infecțioase ca să vedem ce am. Niciun medic din toți ăștia, plus că am fost și la spital cu salvarea și mi-a făcut și branulă în mână. Uitați aici, m-am vinețit, de aceea nu am mai postat și aici am niște bubițe, de aceea nu am mai postat pe internet. Am fost la județean, am avut mai multe treburi de făcut ca să aflăm ce este cu mine. Selena, dă-i și lui, te rog frumos! Hai la mama! Și niciun medic nu mi-a descoperit ce am, nu poate să-și dea seama ce am, a spus că la început ar părea o alergie alimentară, ar părea o dermatită de contact, ar putea o alergie, fi o alergie de la detergent, de la Lenor, și da, nimeni nu poate să-mi spună exact, s-ar putea să fie nevoie să întrerup alăptatul. Mă bucur din suflet că Marc are un an și 6 luni și nu am pățit chestia asta mai devreme. Adică dacă ar fi să-l înțărc, va fi destul de greu și pentru el și pentru mine, pentru că îmi doream să-l alăptesc până la 2 ani și 3 luni, dar dacă nu se poate, asta este. Și nu știe de la ce a putut să facă așa ceva. A vorbit mama cu o dermatologă din Italia, am trimis poze, am trimis analize și abia dermatologa din Italia cu un dermatolog foarte bun, tot din Italia, au spus că ceea ce am eu pe corp pare a fi o urticarie vasculitică care necesită să iau Medrol. Medrol sunt niște medicamente foarte periculoase. Urticarea vasculitică, dacă nu se tratează, poți să ajungi să mor de la ea. Și conține cortizon, Medrolul acesta. O să vedem ce este necesar să fac, numai ca să mă fac bine, să nu ajungă copiii să rămână, Doamne ferește, fără mamă. Da, chiar dacă este necesar să întrerup alăptatul, eu am încercat, am făcut tot ce a ținut de mine să tot duc, deci eu mă chinui cu urticarea asta de 3 săptămâni și umblu la dermatologi și la dermatologi am fost la 2 și nu odată, am fost la aceiași dermatologi de foarte multe ori, mi-a dat de făcut analize, mi-a dat creme, mi-a dat cremă Advantan Milk, mi-a dat Lipicar, mi-a dat o grămadă de creme ca să fac, să vedem și în zadar. Aici am primit o cremă, a prelucrat-o, doamne, nici nu mai știu să vorbesc. Au amestecat-o și au făcut-o ei acolo în farmacie, pe moment pentru mine. Am luat Advantan Milk, nimic, deci o îmbunătățire. Am luat Aerius. 4 zile de Aerius tablete, mai mult nu, pentru că alăptez și să nu o facă rău. Am terminat o apă termală, asta e a doua apă termală, Lipicar de la La Roche-Posay. Am terminat un spray din asta, Bioderma SOS, și
plus alte creme care mi s-a dat. Mi s-a dat o cremă pe bază de sulf să fac două zile cu ea și nu m-a ajutat. Mi s-a dat Advantan și mi s-a mai dat încă o cremă. Fenistil gel și alte chestii cu care m-am mai dat eu și nu m-au ajutat deloc. Dar sper să... Ce e inima? Sper să se rezolve odată. Medicii de aici din România, la care am fost și am fost, v-am zis, și la Spitalul Județean, și la infecțioase, și la doi dermatologi, nu știe ce am. Analizele au ieșit bune, o parte din ele, acum aflăm o altă parte de analize, să vedem dacă aș putea să am ceva în sânge. Alergie de la mâncare nu aș avea și a zis că chiar dacă ar fi fost ceva pe bază de stres, dermatită de contact, dermatită atopică, alergie alimentară, eu în 3 zile trebuia să mă fac bine, mai ales că am luat Aerius și mai ales că m-am dat cu toate cremele, deci pe mine nu mă ajută. Și în cazul în care am urticarie vasculitică, poate să fie acută sau cronică, dacă e acută durează, adică pot să mă trateze maxim 6 săptămâni să-mi dispară bube și ceea ce vedeți aici am aproape pe tot corpul. În cazul în care nu-mi trece, dacă e acută și dacă, deci dacă e acută în maxim 6 săptămâni, dacă e cronică poate să dureze câteva luni de zile, Selena încetează câteva luni de zile sau ani până mă pot vindeca. Mă rog la bunul Dumnezeu să fie ceva ușor și să pot să mă tratez odată să scap, pentru că noaptea nu pot să dorm, ziua mă calmez cu prosoape ude, cu apă termală, noaptea mă trezesc foarte des, mă mănâncă pielea, e foarte crunt ceea ce pățesc și prin ceea ce trec, nici nu-mi imaginam că o să ajung să pățesc așa ceva. Și da, asta este. Pun să fac de mâncare, am făcut ciulamaua, acum să fac mămăliga. La mama nu mi-a ieșit exact cum vroiam eu. Sosul ăsta ar fi mers mai mult dacă l-aș fi amestecat cu paste. Dar ciulamaua mie mi iese mai lichidă. Ăsta zic, dacă aș fierbe niște paste și l-aș amesteca cu el, ar ieși super perfect. Dar mă gândesc să mai adaug niște smântână. Am niște smântână de la Casa Bună și iau să amestec să se facă puțin mai zemoasă. Fac mămăligă, mâncăm, vreau să ies afară, dar văd că s-a mai potolit vântul, dacă e să fie ok, ies și eu afară. La început m-am speriat să nu fie ceva contagios, de aceea am fost și la, la infecțioase, să văd să nu cumva să fie contagios, în primul rând pentru copiii mei. Și am fost vineri la contagioase și nu este nimic contagios. S-au mirat, a zis că ei nu au mai avut de-a face cu așa ceva, pentru că s-a extins foarte, foarte mult peste tot. Deci vreau să vă zic că am și pe sân, peste tot mi s-a extins. Mi-a spus că deocamdată pot să alăptez, doar că dacă voi începe să dau un tratament, nu. Deocamdată nu-l afectează pe el cu absolut nimica. Și dacă aș fi avut hepatită cronică, Doamne ferește, am dat un exemplu, tot puteam să-l alăptez, deoarece nu are treabă, a zis că nu are treabă ceea ce aș avea cu, deci hepatita cronică cu laptele. Sunt foarte multe mămici, a zis, care au hepatita C și care tot alăptează bebelușii, pentru că nu afectează în niciun fel. Dar în cazul în care voi începe să iau un tratament cu Medrol, acela conține cortizon și trebuie neapărat să întrerup alăptatul. Doar dacă aș putea să-l înțar pentru 2 săptămâni, 1 săptămână jumate, 2 și să revin înapoi. Și vă dați seama, din moment ce am înțărcat odată, am înțărcat definitiv și nu mă mai întorc înapoi, pentru că el este destul de mare. Mi-e milă de el, vine, mă pupă, îmi ridică bluza, îmi arată că vrea sân. Zilele astea i-am dat mai puțin să sugă. Am zis să nu-l afecteze, cu toate că toate doctorițele și doctorii la care am fost, v-am zis peste tot, mi-a zis că nu afectează niciun fel acum alăptatul, doar dacă va fi să-l tratez cu Medrol. Da? Ăla e singurul medicament care mă poate ajuta să scap de ceea ce am eu. Da. Și ne auzim mai încolo. Ce înseamnă?
mergi înainte. Mergi, avansează. Că mergi înainte. Da, mergi înainte. Ce cauți acolo? Ce faci, Marc, acolo? Bau, 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 bau. Ce faci tu? Mașinuța asta a Luselei a fost 120 de lei. Și cealaltă a lui Mar Galben 130 de lei, asta și cealaltă 120. Cu 10 lei diferență. Probabil firma diferă sau nu știu ce e. Și vreau să mă duc să fac, uitați. Vreau să mă duc să-mi fac și... Baie? Nu, baie pe cap, da. Sărățele și... Cred că un chec cu mascarpone, nu știu. Să mai avem să mai ronțăim prin casă pe aici. Sunt așa tristă că am pățit ce am pățit, dar ce să facem? În viață totul e imprevizibil și nu avem de unde să știm ce putem să pățim. Da. Bine, oricum, bube din astea nu am chiar pe toată suprafața corpului. Am aici puțin în zona gâtului, pe sâni, la sub braț, așa cum vedeți aici. De exemplu, aici nu am decât câteva buburuze mici, mici, care abia se văd. Pe mâna asta, la altă, am mai tare. Uitați. Aici mi-a luat sânge astăzi, 6 probete din alea de sânge. Fiole sau cum se numesc. Aici mai am niște buburuze. Și în rest am pe câteva pe pulpe și pe burtă. În rest pe spate nu am deloc. Pe gambe, pe tibie nu am, pe coapse nu am, pe fund nu am. Și mi-a mai apărut câteva pe lapa piciorului, dar foarte puține așa mărunțele care mai mă mănâncă câteodată. Atât. În rest nu am. Nu știu dacă îmi vor apărea. Probabil poate dacă nu iau tratamentul din timp, este o variantă să se extindă. Dar așteptăm răspunsul analizelor, că așa a zis dermatologa. Și după ce ies analizele, vedem ce e de făcut. Ori mă apuc să iau Medrol. Fata de la bioclinica, că acolo mi-am luat. Data trecută mi-am făcut analize Sinevo. Și la Sinevo și acum am făcut analize la bioclinica. Fata de acolo mi-a zis că are o prietenă care a pățit exact ca mine, doar că a pățit, că și am întrebat, sigur nu ai pe bază de stres? Și am zis că nu știu ce să zic. A zis că colega ei de muncă a pățit exact aceeași chestie ca mine, pete din astea așa, adică bube care s-au transformat în pete și s-au extins, deoarece era stresată, pe bază de stres, și că până nu și-a dus copilul la creșă, nu a scăpat de petele astea, acum și de bube, a fost pe bază de stres. Nu știu ce să zic, dacă e și la mine pe bază de stres, eu în luna lui ianuarie și în luna lui februarie am fost foarte stresată, mai ales cu Marc, că i-a păruse pe ochișor gâlma, ea m-a stresat că a trebuit să-i dau medicamente, știți că vă ziceam în vlogurile anterioare că m-am săturat cu tusia, nu știu ce să-i fac, sunt speriată, sunt sătulă și mi-era tot frică. Și am întrebat și o dermatologa. Dermatologa a zis că seamănă cum ar fi cu bubele pe bază de stres, doar că nu atât de extinse, așa de tare. Acum nu știu ce să zic, fiecare om ne manifestăm diferit și nu toți suntem la fel. De aceea vreau să aștept răspunsul analizelor, în funcție de ele voi ști dacă voi încerca băiatul și mă voi apuca de tratament. În cazul în care analizele ies bune și nu iese cam urticarie vasculitică, probabil se va afla până la urmă ce am și îmi va da ceva, un tratament sau ceva să facem, să vedem.
ce este până la urmă, că nu se poate așa să mă umplu de bube și să mă mănânce pe corp. Astea s-a uscat, dar tot mai mă mănâncă. Îi mulțumesc lui bunul Dumnezeu că pe față deocamdată nu am nimic și sper să nu am nimic, că vă dați seama să-mi apară așa pete din astea sau bubițe pe față și să mă scarpin. Sigur se vor extinde și voi ajunge să nu mai pot să ies afară din casă, că voi arta oribil. Și da, sperăm să găsim o rezolvare. V-am zis de o săptămână și ceva, merg în continuu la medici și nu m-au lămurit, nu știe ce am. Habar nu am ce să fac treaba asta. Dacă v-ați confruntat ca mine să pățiți așa ceva, vă rog să-mi scrieți în comentarii și poate mă ajutați cu vreun sfat sau cu ceva ce aș putea să fac. Eu chiar m-am săturat așa, nu știu, da. Și am făcut și fursecuri, am făcut în formă de, din astea de plastic, ca să nu mai le tai cu ăla, scuze. Nu nimic. Cu forme din astea de plastic. Am făcut din două mascarpone, un pachet de unt și 600 de grame de făină. Și o să le un cu ou și le pun sosan, am băgat și chimă în prin ele. Aici am și două checuri la cuptor, chec cu mascarpone, văd că mi-a crăpat așa, mi s-a desfăcut ultima dată, nu mi s-a crăpat așa, dar nu mai contează, contează să fie bun la gust, imediat sunt gata. Astea le bag imediat, mai facem și aici ce mai avem astea și să ieșim un pic afară, să vedem că, s-a mai potolit vremea, vântul, adică când bate, când nu bate, bate așa câte puțin, un pic așa să-l plimb pe Marc și pe Sally, pe aici, pe lângă bloc. Eu am fost la un magazin să-i cumpăr mama. Da, a mers aici lângă blocul nostru, e un magazin și a luat Susan și Kimon, că nu aveam. Da, și Marc se joacă, e cu minte, vă, că ne lasă în pace. Și sărățelele imediat sunt gata și sunt foarte delicioase. Una. Checul e gata. Așa. Aici mai am încă un rând de sărățele. Și aici a scos una. Am scos una să vedem, dar nu e gata încă și checul. Mie și două checuri. El aici se vede așa, că și să le n-am întrebat. E ca un fel de budincă formată de la mascarpone. Așa iese și de la unt, dar e foarte bun. Zici că mănânci ca un chec. Dacă nu vă place checul cu un fel de budincă sau un, nu știu cum să vă zic, dacă vă place celălalt simplu, acela necăcios, mie ăla nu-mi place. Cu ăsta nu mănânc când mănânc. Nu e necăcios. La asta zici că are pur și simplu o cremă, o budincă, uite, se vede. De asta e din cauza la mascarpone și la unt. Și o rețetă foarte ușoară. Dacă vă interesează, vă las rețeta în comentariu sau cum scrieți pe Google, chiar cu mascarpone, prima rețetă, nu mai știu cum se numește fata aia care o face. Nu este o rețetă care o știu eu, e o rețetă luată de pe internet. Am văzut că are și Jamila Cuisine. Eu am făcut checul ăsta de 3 ori, îmi place mult și o să-l tot fac. Și la ziua Selenei cred că o să-l fac. Este foarte bun. În comparație cu celălalt, și ăsta se face foarte ușor. Necesită 3 ouă care le bați până se deschid la culoare. Soacra mea face cum se face checul celălalt, cu ulei, cu alte chestii, și bate cum ar veni ouăle să se facă bezea, adică albușurile să facă bezea, după care adaugă gălbenușurile. Mie mi se pare că mai complicat. Ăsta bați ouăle până s-au deschis la culoare, adaugi o cutie de mascarpone, după care adaugi 100 de grame de zahăr, amesteci până s-a topit zahărul, până nu se mai simte, esență de vanilie și adaugi 150 de grame de făină. Asta mă refer la o tavă de chec. La două tăvi de chec se dublează. Ai adăugat, ai amestecat toate astea și într-un castron separat amesteci făina cu un pic de bicarbonat de sodiu, nu de sodiu, bicarbonat de amoniu, un pic de praf de copt, un pic de sare. Cern făina peste, amesteci cu mixerul, rezultă o pastă așa cremoasă, ca la checul normal. Și după care, separat într-un castron, am luat din compoziția albă vreo 5 linguri, am amestecat cu cacao. Asta e cacao de la Penny, uitați-vă și voi ce intensă este. Un leu și ceva costă și îmi place foarte mult și gustul.
După care am luat și am adăugat deasupra și am amestecat așa cu lingura. Poți să pui deasupra un strat să fie unul alb și unul negru sau poți să amesteci cu scobitoare așa. Cum se face și la checurile normale, da? Am zis, e o rețetă foarte ușoară și gustoasă. Mie de obicei nu prea îmi place să fac rețete complicate. Îmi place să fac ce e mai rapid și gustos. Camera pe față iar mi se vede în ceață, că mi-a crăpat acolo. Trebuie să văd cum ajung să schimb folia, ori dacă nu o să comande pe internet. Și da, soarele pleacă, n-am mai reușit să ieșim afară, dar cred că o să ies aici prin fața blocului un pic la aer și poate un pic la parcul de lângă noi. Marchi, da, asta e mașinuța lui Sally, mama! Da, mașinuța ta e în cameră, acum nu-i mi-e place lui Marc mașinuța lui, vrea mașinuța asta, altă, roz. Mașinuța lui, uite acolo, Sally, te rog frumos să-i o dai și lui, el aseară ți-a dat-o, mama? Haide, și hai să lăsăm mașinuța, că el se joacă frumos, nu mai fă gălăgie. Păi, s-a jucat prea mult, dă-i un pic, te rog frumos. Și am reușit și noi să ieșim afară, mi s-a terminat și mie securile și... Ce e, mama, ai o piatră? Selena zice că o înțeapă ceva în papuc. Vezi că eu mă duc aici, în partea asta, că vine mașina, mama. Și era mult mai frumos dacă prindeam soare, da, și așa e frumos. Da. Marc, ce faci, gălușca? Ce faci, iubirea? Ai ieșit afară? Am ieșit afară că se trăgea tare la ușă sărăcuțul și mi-a arătat că vrea pa. Făcea cu mânuța și mergea și la geam și la ușă. Mergem un pic la parc să-l dau acolo jos, să alerge un pic. Dacă e, poate îl dau și pe leagăn un pic. Și mergem acasă după aia să fac baie. A, găurile astea! A, păi nu mai ai tălpicul de aia. Ai pierdut tălpicul. Mă duc să fac baie. Și să-i bag Luseli geaca la sfălat, că mi-a arătat că s-a murdărit astăzi când a venit de la grădiniță. Să văd ce mai fac să mâncăm în seara asta. Am făcut ciulamaua aia și până la urmă am pus, cum v-am zis, smântână de la Casa Bună și am făcut-o mai subțire, adică cu mai mult sos și a ieșit o bunătate cu mămăliguță. Numai că seara asta nu știu ce să mai fac să mai mânc. Mă gândeam să tai niște legume, ardei, castravete, dar nu știu ce să pun și lângă, că parcă brânză și astea. M-a săturat și oricum mezeluri, nu am nimic în casă decât niște telemea, că nu prea cumpără mezeluri. Mai ales că te uiți la ingrediente ce conține, nu-ți vine să cumperi. Și da, trebuie să mă gândesc să văd. Ce faci, Sally? Bine. Bine? Da. De, am făcut o grămadă de sărățele, mi-a ieșit o cantitate mare de sărățele, dar am făcut din două pachete de mascarpone. Da. Am dublat cantitatea față de cât ieșea dintr-una, dar eu mă bucur că au ieșit multe, că mâncăm. Mâine vine și tatăl meu la mine, că i-a promis Elenei că merge cu ea la Penny să-i cumpere niște dulciuri. A făcut cu Susan și cu Marcel. Da, am băgat Kim înăuntru și Susan deasupra, dar le-am arătat mama în filmuleț. A. Vine tatăl meu că ia banii astăzi și i-a promis că când ia Bicu banii, vine și-ți cumpără dulciu și merge cu el la Penny să-i cumpere când vine de la grădiniță. Și astăzi vreau să filmez și produse terminate. Bună! Bună! Da, ne-am întâlnit cu niște copii de la grădiniță. Și se bucură tare. O strigă. Da, și să filmez produse terminate. Mai fac baie, mai fac să mâncăm și a trecut deja ziua. Da. Ți-a fost inima. Și vom încheia vlogul aici. Marc s-a adormit, a adormit aici în sufragerie. Și... e 8:30 seara, mă duc să o pun și pe Sally să o pregătesc de somn, că tot cască și mâine merge la grădiniță. Am reușit să fac și o baie. În seara asta am făcut cartofiori prăjiți cu carne, cărniță de piept de pui la grătar și cu castraveți. Am tăiat și am mâncat. Și da, eventual să mă pun să dorm și eu, că la noapte sigur am iar o noapte albă cu scărpinatul, că sunt anumite zone în care mă mănâncă și mai pun prosoape cu apă pe mine, că le-am mai liniștesc, mai mă dau cu apă termală,
Vedeți, nu am în multe zone. Aici m-am scărpinat. Deci am iritația asta aici. Aici. Pe mâine aici m-am învinețit că aici mi s-a luat și sânge. Aici la fel m-am mai scărpinat. Pe aici nu am. Pe picioare la fel am doar anumite locuri unde am niște buburuze așa micuțe. Da, mai am pe sân, mai am pe aici pe la sub braț, na, pe picioare, pe, adică pe pulpe aș mai avea, nu am în, pe tot corpul cum ar veni, dar mai sunt unele care apar noi și mă mănâncă și aștept o dată să vină rezultatul analizelor ca să vedem în funcție de ce tratament îmi dă. Mi-a zis că îmi dă Medrol dacă e să iasă că aș avea urticarie vasculitică, dar sau alte medicamente care sigur va trebui să întrerupă alăptatul. Mi-a zis că până acum nu îl afectează pe bebe nici ce am bubele astea cum ar veni, nu sunt contagioase și așa, că am fost și la infecțioase și nu am nimica și nu îl afectează nici în lapte cum ar veni, nu trece în sân, deci să nu mă îngrijorez. Dar când voi începe tratamentul, atunci trebuie să întrerup alăptatul pentru 2 săptămâni sau definitiv. E clar că din moment ce întrerup alăptatul, întrerup definitiv, nu mai mă întorc înapoi. Și da, să prețuim viața că dintr-o dată astăzi suntem sănătoși și mâine ce știu eu ce se întâmplă cu noi, cum am fost eu sănătoasă într-o zi, adică până cum ar veni ieri și de astăzi m-am umplut de un bube. Ăsta e un exemplu, că nu de ieri, nu de astăzi m-am umplut de un bube. Bubele le am de, mă confrunt de, cred că de 2 săptămâni, 2 săptămâni și ceva, că, sau nu, 1 săptămână și 2, cam așa, că eu v-am mai scris, nici nu mai știu să vorbesc, sunt efectiv adormită pe mine, că am câteva nopți bune de când n-am mai dormit bine. V-am mai spus în vlog că mi-a apărut niște bubițe mici și am zis că trebuie să merg la dermatolog să văd ce e cu mine. Și da, cam asta este situația. Astăzi suntem sănătoși, mâine nu mai suntem, astăzi suntem vii, mâine poate nu mai suntem. Deci în viață nu știm ce se poate întâmpla cu noi. Și da. M-am dat cu cremă în seara asta, cu Advantan Milk, m-am mai dat și cu Lipicar și cu crema aia care mi-a preparat-o în farmacie. Sunt anumite zone în care am voie să mă dau cu ea, mi-a explicat dermatologa. Și mi-am pregătit prosoape, mă duc să le ud, că voi avea nevoie, cu siguranță. Azi noapte m-am dat cu apă termală, m-am trezit foarte des, m-am dat cu apă termală și m-a calmat, dar nu mă calmează cât de cât ca prosoapele. Prosopul îl pun pe mine, ud și las acolo și mă ajută. Da, e crunt. Nu aș dori, cred că nimănui să pățească și să treacă prin ce trec eu. Sunt locuri, v-am zis, unde m-am învinețit cât de tare m-am scărpinat. Efectiv, m-am învinețit de la atâtea scărpinături. Și e, nu e dureros, dar e, te mănâncă pielea și simți că te scarpini, dar te scarpini la un moment dat parcă zici că degeaba, parcă nu te ajută acea scârpinătură. De asta abia aștept să vină odată analizele, să vedem în funcție de ce iese, că nu vreau să iau nici cum ar veni tratament și Medrol și alte prostii să bag în mine, poate care nu-i nevoie. De asta a și zis dermatologa asta la care am fost ultima, primul mi-a dat din start, ia Medrol, ia Xila, sau nu știu cum se numește, întrerupe alăptatul, fără analize, fără a da nimica, deci el nici nu știa ce diagnostic să-mi dea din cum ar veni. Și așteptăm rezultatul și chiar dacă e nevoie să întrerup alăptatul, întrerup doar ca să mă fac bine. Dar mai durează, azi abia marți, rezultatele o să iasă undeva, au ieșit o parte astăzi și o să mai iasă o parte până vineri. Și da, de atunci am să vedem încotro o apuc și ce fac și ce tratament, am vorbit și cu soacra. O să vadă cum vine să mă ajute cu copiii, sau, adică cu Marc, să vedem cum îl înțărcăm. Eu o să dorm într-o cameră și ea cu el într-o cameră, să mă ajute să-l înțărcăm dacă este să fie cazul. Și mai mult ca sigur va trebui să-l înțar, deoarece am făcut atâtea tratamente cu creme și la exterior nu m-a ajutat și nu m-a calmat deloc.
din contră ele tot apar și sigur am nevoie de pastile puternice ca să poată să mă ajute. Chiar sunt curioasă să întreb dermatologa de la ce poate să se facă urticarie vasculitică. Chiar sunt curioasă și eu și mama și soacra și poate și voi. O să vă anunț și pe voi în cazul în care am așa ceva, să știți de la ce se face, să știți să preveniți pe viitor. Da, la început am crezut că e ceva contagios, am crezut că e o boală a copilăriei, deoarece bubele nu arătau așa, cum le vedeți aici. Astea sunt efectiv niște pete care acum au devenit aspre. Zici că e o eczemă, dar ele au devenit așa deoarece eu m-am scârpinat și de aia au devenit așa. Aici în zona asta nu mai prea mănâncă mai puțin, dar ele au fost, stați să vă arăt că aici sunt cam proaspete. Ceva de genul. Nu știu dacă vedeți, zici că e așa o pișcătură de țânțar sau nu știu de ce să vă zic. Deci așa au fost mici peste tot, în toată zona corpului pe care mi-a apărut și s-a făcut pete așa. Pete și pe aici și pe aici. Vedeți că am și pe aici, am și pe aici. Aici, uitați, sunt vânătă deja. Aici mi-a luat sânge astăzi, aici mi-a luat sânge zilele trecute, am făcut analize, aici sunt de la scârpinat vânătă, pentru că sunt anumite zone unde am pielea sensibilă și se face urât de la scârpinătură. Și da, m-am lungit deja cu vlogul. A, vă ziceam că la început am fost îngrijorată să nu cumva să am o boală a copilăriei, deoarece bubele arătau așa micuțe și am zis să nu fie pojar, să nu fie altceva. De asta am fost și la boli infecțioase la spital, ca să vedem, să nu fie contagios ceva pentru ei, cu toate că dacă era să fie ceva contagios, ei deja luau. Pentru că degeaba mă feream eu la sfârșit, acum când aflam ce am, deja ei avuseseră contact cu mine în casă și dacă era o boală a copilăriei, o lua. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu e ceva contagios, ca să poată să ia și ei și să sufere și ei, pentru că noi ca adulți trecem altfel prin chestiile astea, dar ei, mititei, cel puțin Marc, nu ar ști să spună, săracu, și văd la mine cât de crunt și cât de greu e să mă trezesc noaptea și să mă mănânce pielea, să mă scarpin și efectiv să nu mă ajute. Apoi la el, da. Deci... greu mai e. Trebuie să mă pun să îmi dau prosopul din cap jos, să mă usuc sau nici eu nu știu. Ori îmi las părul să usuce singur. L-arăt pe Michi. L-arăt pe Michi? Da. Nu, l-arăt pe mine. Da, vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit și că mă urmăriți. Vă mulțumesc tuturor care s-au abonat la canalul meu și v-am pupat cu mare drag. Multă sănătate tuturor!